Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vă prezint colecția mea de Bakugan. Știu, nu prea mulți se așteptau ca eu să colecționez așa ceva, dar da. Să începem cu tigrera. Aceasta este o tigrera. Să luăm. Au, s-a deschis automat. O secundă. Să îi fac eu ceva. Și după cum vedeți, are și piciorușe. Să nu țin prea aproape, pentru că da. Aici, după cum vedeți, este puterea ei. Are 750G. Aici îl avem pe Darkasaurus. Să-l deschidem. Comun, e greu. Are 330G. E posibil ca la alții să aibă și 350G. Așa arată. Aici vedeți cât G are. Trebuie să-l întorc așa ca să vedeți bine. 330G. Bine. Lăsăm deschis, să-l punem acolo. Acesta este Robot Alien, care nu merge închis. E de pământ, adică subtera. Subtera Robot Alien. Are 470G. Nu se poate vedea. Dar, uite, 470G, o să-l lăsăm la fel acolo. Acesta este Acospraeus, cred că mulți din voi îl știți. Are schimbat de atribut. După cum vedeți, acum este pe atribut Acos, ca de obicei. Momentan nu am niciun Bakugan de vânt. Aici este un Bakugan din sezonul al treilea, nu-i mai țin minte numele. Da. Are mult G, după cum vedeți aici într-o parte. 930G. Așa arată. Din câte îmi amintesc, era un câine. O reptilă de asta. Aceasta este un Bakugan cu un defect la magnet, după cum vedeți. Stați că trebuie să-i găsesc magnetul. Că unde să fie magnetul? La pres. L-am luat. Hai să-i punem magnetul. Să-l punem pe carte. Nope. Mi se întâmplă mie mereu asta cu magnetul. Da, în sfârșit s-a deschis, dar magnetul tot pe carte a rămas. Acesta este Fury Reaper Fyrus. Prima, aici este neevoluat, dar am și evoluția. O să vă arăt imediat. Așa arată. Are, unde văd G? Ah, uite. 450G. Cum vedeți aici. O să-l lăsăm aici și o să luăm și evoluția. Bum. Aceasta este evoluția, are 680G, da, e arcurupt aici, dar pentru că l-am deschis de prea multe ori. Mi-a plăcut cum arată. Hai să îl lăsăm și pe el aici. Să-l luăm pe, cum l-o fi chemând pe ăsta, nu știu cum îl cheamă, Grifon, nu Grifon.
Am uitat cum îl cheamă, dar are ceva G, are 340 G, la fel ca Preios. Da. Nu arată prea bine, după cum vedeți. Are aripi și o față de pasăre. Nu se vede bine pe cameră. Îl mai avem și pe Chaos Dragonite. Acesta este personajul principal, vreau să zic Bakuganul principal, nu personajul. Nu este curând sus. Arată că e tot alb, dar de fapt nu este. Are 490G. Pare că l-am scăpat. În fine, o să-i lăsăm cornul jos. Și acum să începem și cu cărțile. Stai să luăm magnetul de aici. Prima carte. Este o carte normală, după cum vedeți. 180 Chaos, 80 Darkest, 60 Fires, 60 Aquos și 120 Subterra. Deocamdată cărțile acestea nu are pentru Ventus. Hai să o lăsăm aici. Următoarea carte este o carte de comandă. Habar n-am ce scrie aici, pentru că scrie în chineză. În chineză a fost produs Bakugan, desenul Bakugan, dar da. 30 Chaos, 130 Darkus, 150 Fires, 70 Aquas și 120 Subterra. O să lăsăm aici. Să vedem acest card. Este a lui Alice. Pe această fată o cheamă Alice. 110 Chaos minus 50 Darkus la adversar, plus 130 Fires, plus 160 Aquas, plus 50 Subterra. Mulți dintre voi nu știți ce este aceste elemente, dar puteți să vă uitați la seria Bakugan. Este 4 sezoane. 110 lumină, să zicem în română, 50 întuneric, 130 foc, 160 apă și 50 pământ. Lăsăm aici și luăm pe asta. Aici este un nume care nu trebuie să-l zic. Este cartea de caracter a lui Reaper. 250 foc, 100 apă, 40 subtera. Subterra, pământ, 60, lumină, 50, întuneric. Aceasta este o carte foarte, foarte deasă, o să vă pice mereu, să zicem, pentru că e ușor să spice această carte. A fost produse multe dintre aceste. Aceasta este o carte tot folosită de Alice. Da, aici cu minus dă la adversar în minus, așa că. Plus 100 lumină, minus 80 întuneric la adversar. Dacă adversarul vostru este element de întuneric, puteți să folosiți această carte și vă creșteți vouă puterea 80, dacă sunteți tot de întuneric. 150 foc, 250 apă, 80 pământ. O lăsăm tot aici. Și acum, cărțile mele de poartă. Ok, să vedem ce zice. Ok. Deci aceasta este o carte de a lui Drago. Mai întâi să vă zic ce face. Această carte ia 50 DG de la fiecare Bakugan pus în bătălie. În bătaie, să zicem așa. 110 foc, 100 apă, 80 pământ, 70 lumină, 50 întuneric și acesta este vânt. 40 vânt. O să o lăsăm tot aici. A doua carte de poartă. Oh, o secundă. Stați să citesc și eu. Oh. Această carte ia atât G de la adversar și îl pune, dar această carte merge doar pe Subterra. Deci dacă
folosiți această carte și o activați și Bakuganul vostru nu este de pământ, o să vă ia din putere și o să-i dea la adversarul care este cu element de pământ. Deci, o să-i dea oricum 110 și o să fure de la orice element. De la foc 150 o să ia, de la apă 90, de la lumină 120, de la întuneric 70 și de la vânt 130. Da. Este o carte foarte bună pentru pământ. Da. Bam. Haideți să luăm și acesta. Aceasta este cartea mea de poartă preferată pe care o folosesc mereu când încep bătălia. Deci, uitați-vă la elemente. O să vă dau așa, să vedeți. După cum vedeți, 110 foc, 80 apă, 60 pământ, 90 lumină, 120 întuneric și 140 vânt. Dar această carte face ca Bakuganul cu cea mai puțină putere de G o să învingă această bătălie. Și apropo, acest Bakugan este El Condor. Și acesta este un Bakugan legendar de pământ. Primul Bakugan legendar de pământ acesta este. Nu mai există alt Bakugan legendar de pământ, există de alte elemente. Da. Nu știu deocamdată cum îl cheamă. Am uitat. Iară. Și da. Sper că v-a plăcut colecția mea de Bakugan. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Pa!